În al treilea capitol al Evangheliei după Ioan, Iisus vorbește unuia dintre farisei, un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Vedeți, fariseii erau specialiști în scripturile iudaice. Iată de ce Iisus a fost uimit de faptul că Nicodim era confuz cu privire la ce voia Iisus să transmită prin trebuie să vă nașteți din nou. Nicodim a întrebat, cum se poate naște un om bătrân? Iisus îi răspunde, tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Cu alte cuvinte, un specialist în scripturile iudaice nu ar trebui să fie uimit de porunca lui Iisus, trebuie să vă nașteți din nou. De ce nu? Din cauza că sunt atât de multe indicii în scripturile iudaice pe care Iisus și Nicodim le cunoșteau. Dumnezeu a promis o zi în care își va naște din nou poporul. Una din cele mai clare promisiuni ale lui Dumnezeu se găsește în cartea lui Ezechiel. Iisus a făcut aluzie la cuvintele lui Ezechiel atunci când a zis, dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Da? Nașterea din nou este descrisă ca o naștere din apă și din duh. Acum, cei doi termeni, apă și duh, sunt alăturați în Ezechiel, capitolul 36, începând cu versetul 25, unde Dumnezeu spune, vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăța de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Dumnezeu promite o curățire de păcat și darul unui nou duh omenesc prin prezența Duhului Său Divin. Curățare de tot ceea ce înseamnă trecut și înnoire pentru tot ceea ce înseamnă viitor. Iisus se gândește că Nicodim a trebuit să facă legătura între porunca sa cu privire la nașterea din nou și promisiunea lui Ezechiel cu privire la un duh nou și la darul Duhului lui Dumnezeu. Dar acesta nu o face. Așa că Iisus se explică mai departe, descriind rolul Duhului lui Dumnezeu în producerea unui duh nou. Da? Și el spune, ce este născut din carne, este carne. Și ce este născut din duh, este duh. Dar carnea e ceea ce suntem noi prin natura noastră fundamentală. Se referă la umanitatea obișnuită. Prin cea din tâi naștere, da? Prin cea biologică, suntem doar carne. Această condiție umană naturală, cum știm din experiență, e lipsită de viața spirituală. Noi nu ne naștem vii din punct de vedere spiritual, cu o inimă care să-L iubească pe Dumnezeu. Ne naștem morți din punct de vedere spiritual. Acest lucru îl prezintă Apostolul Pavel în epistola sa către Tit, în capitolul 3, și spune care este motivul pentru care avem nevoie de nașterea din nou. Că și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrenici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Ceea asta nu este o descriere a creației materiale, ci este o descriere a inimii omului. Dar în această descriere, foarte interesant, se include și Pavel. Asta arată că, indiferent de cât de religios ai fost, cât de intelectual, pentru că Apostolul Pavel a fost toate acestea, cu toții ne naștem cu această natură păcătoasă. Toate acestea fac referire la decăderea noastră morală, spirituală, nu fizică. Neascultători, rătăciți, sclavii plăcerilor păcătoase, trăind în răutate. Motivul pentru care avem nevoie de nașterea din nou este pentru că Dumnezeu nu va primi o astfel de inimă în noua sa creație. De aceea, trebuie să fim născuți din nou. Acest lucru l-a sugerat și Domnul Iisus atunci când i-a spus unuia care zicea că vrea să-i fie ucenic, dar care dorea să se ducă acasă la o mormântare. Lasă morții să-și îngroape morții. Cu alte cuvinte, unii sunt morți din punct de vedere fizic și trebuie înmormântați. Unii sunt morți din punct de vedere spiritual și îi pot înmormânta. Implicit a afirmat aceasta iarăși în pilda fiului risipitor, când tatăl spune, acesta este fiul meu, care era mort, dar a înviat. Iată de ce, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Cei morți nu pot vedea. Adică, nu pot vedea împărăția lui Dumnezeu ca fiind lucru cel mai de dorit. Li se pare ceva nebunesc, sau mitic, sau plictisitor.
Așa că nu pot să intre în împărăția lui Dumnezeu. Da, nu pot, deoarece e o nebunie pentru ei. Iisus vede întreaga omenire împărțită în două. Cei ce s-au născut doar odată, da, născuți din carne, care sunt morți din punct de vedere spiritual, și cei ce sunt născuți din nou de către Duhul lui Dumnezeu. Da, cei care sunt vii față de Dumnezeu și care văd împărăția lui ca fiind adevărată și ca fiind cel mai de dorit lucru. Nicodim nu greșește întru totul atunci când e nelămurit, da? Pentru că există o taină. Iisus spune în Ioan, în capitolul 3, la versetul 8, că vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine și încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Cu alte cuvinte, Nicodime, ai nevoie de o viață spirituală nouă, de o a doua naștere. Și ceea ce pretinde Iisus de la Nicodim, pretinde de la toată lumea. El li se adresează tuturor celor din lume, dar nimeni nu este exclus. Niciun grup etnic nu are vreo înclinație mai mare către viață. Mortul e mort, indiferent de culoarea noastră, de etnie, de cultură sau de clasă socială. Avem nevoie de ochi spirituali. Întâia noastră naștere nu ne va duce în împărăția lui Dumnezeu. Dar noi nu suntem cauza propriei noastre nașteri din nou. Duhul Sfânt face acest lucru. Și Apostolul Pavel subliniază acest lucru în epistola sa către Tit, în capitolul 3. Faptul că toată această lucrare se datorează lui Dumnezeu, nu nouă. Nu este făcută datorită faptului că suntem noi buni sau am făcut un lucru, chiar dacă acel lucru este unul bun. Iar El a făcut asta datorită bunătății sale, dragostei lui de oameni, o spune în versetul 4 din Tit 3, și a îndurării sale, versetul 5. Da? Acesta este răspunsul definitiv al lui Pavel pentru modul în care Dumnezeu regenerează păcătoșii. Deoarece Dumnezeu este bun, Dumnezeu este iubitor și Dumnezeu este îndurător. Dacă ești născut din nou, dacă ai fost adus la viață din moarte spirituală și ți s-a dat ochi să vezi, urechi să auzi și un simț spiritual să guști că Iisus este bucuria și satisfacția supremă, este datorat bunătății lui Dumnezeu. De aceea, dacă ești un copil al lui Dumnezeu, lasă ca existența ta în calitate de persoană născută din nou să spună în fiecare oră din fiecare zi: Dumnezeu este bun cu tine. Pavel spune de asemenea că dacă ești născut din nou, totul se datorează dorinței lui Dumnezeu de a binecuvânta umanitatea. Dar Dumnezeu exprimă înțelesul ultim al cuvântului filantropie. El este cel mai mare filantropist. Dar ne-a iubit așa de mult încât l-a dat pe singurul său fiu pentru a ne absolvi de consecințele păcatelor noastre, doar dacă credem în El. Regenerarea noastră se datorează lucrării istorice a lui Hristos. Vedeți, nașterea din nou nu este o vagă schimbare spirituală deconectată de istorie. Este un act istoric, obiectiv, al Duhului lui Dumnezeu, care ne leagă prin credință de persoana istorică, Dumnezeu Fiul întrupat, înfățișarea bunătății și dragostei lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Ne leagă prin credință de Iisus Hristos, astfel încât viața pe care o are acum ca mântuitor stignit și înviat a devenit viața noastră, pentru că suntem uniți cu El. Își spune Scriptura: noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Dumnezeu face această lucrare. Iar Pavel cunoștea tendința naturală a omului în ideea că noi tindem să credem că dacă ni s-a întâmplat ceva bun, se datorează faptului că am făcut ceva bun. Însă el spune că Dumnezeu ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, dar nici botezul și nici chiar cele mai bune fapte ale tale și cele mai bune motivații nu te regenerează, nu te nasc din nou. De aceea, privește dincolo de tine. Caută la Dumnezeu ceea ce numai El poate face pentru tine. Nu îmbunătățirile morale ale vechiului tău eu constituie lucruri de care ai nevoie. Lucruri de care are nevoie întreaga lume este o viață nouă. Aceasta este radicală și supranaturală. Ea se sustrage capacității noastre de a o controla. Acei morți nu-și vor putea da lor înșiși viață nouă.
dar trebuie să fim născuți din nou. Nu din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Iată ce vrea Iisus de la lume. Acesta este adevărul pur și simplu.